Amelia, genul programului reality. Aduceți aminte că în episodul trecut, fetele care au ajuns primele acasă la gospodarul ales au fost Flori și Alina, la Bogdan, în coarnele caprei. Aici, în cabana, sau să locuiți voi și în spate, acolo avem toaletă. Asta dormim împreună, nu? Wow, să dormiți în aceeași cameră, zicem. Haideți să... Împreună sau separat? Haideți să vă vedem. E o stână, verdeață, aer curat. Haideți pe aici, aici o să... O să dormiți. E gălăgie de la generatorul ăsta. Nu ne batem pe paturi, că avem destule. Acum e la alegere. Fiecare unde vrea. Care alegeți? O, dar e cald. Vreți să știți care și unde dormim? Păi, dar nu, ca să știu unde să vină. Dacă vreți, nu v-am arătat patul meu. Puteți să veniți să dormiți cu mine. E foarte mare, încăpem toți trei. Nu, dormim aici. E ok. Dormiți aici? Bine. Ok, mă bucur că vă place. Nu mă așteptam să chiar să stăm într-o cabană de-asta. Mă așteptam să stăm undeva la fermă, cu niște condiții modeste, nu... Dar când am văzut, nu mai aveam nimic de făcut în momentul ăla, decât ori ne adaptăm, ori ne supărăm. Și am preferat să mă adaptez. Ai spus că ai toaletă afară. Ai și o baie interioară? Avem toaletă afară, dar aici, na, suntem la stână și o să ne spălăm la lichean. Nu prea înțeleg de ce Bogdan ne-a dus... la stână și nu ne-a dus la fermă. Că nu s-a gândit la noi cum o să trăim aici, cum o să ne adaptăm. Asta e, o să merge să vă arăt aici cum... Avem aici aragaz, butelia încărcată, ok? Putem aici spălăm ligheanul sau valea, sau cum se zice, vana, cum se zice? Albie. Sau albie, cum vrei să îi spui. Și mergem și scoatem apă de la fântână. Ne ajuns tu să scoatem apă de la fântână, o cărăm aici. Vă aduc eu apă, să nu ziceți că sunt băiat rău. Și ne spălăm singure. Vă ajuns și la spălat, dacă doiți. O vine la stână, nu o vine la hotel de 4 stele. E ceva pentru un cioban, că bănuiesc acolo stă un cioban, unul dintre ciobani. Dar nu cred că o să murim din cauza asta. Ăla e un cuib de vrăbi? Da, dacă îl stric, îți ia foc, fermă. Îmi ia foc ferma și îmi poartă ghinioara. Așa îl lăsa acolo. Eu așa știu că ia foc. După aia nu mai găsesc femeie. A, deci nu găsim vrăbiuțe și toate cele pe acolo, nu? Cred că nu aduce chiar așa mare noroc. Cred că mai mult ghinion. Dă-te, dă-te! Doamne, iartă-mă! Doamne, iartă-mă! Mi-am văzut sfârșitul! Mamă, ce urât e! Unde dracu e? Asta-l luăm cu mătura. Doamne, iartă-mă, nu mai... Mi s-au mâie picioarele. M-am aflat în burtul meu când l-am văzut. Hai, trebuie să pun astea la loc. N-ai cum? Păi, Angelina, da. Ăștia mă îngrozesc, nu mă sperie, mă îngrozesc. M-am simțit puțin jicnit din cauza că, na, eu am ajuns înaintea lor, am pregătit, am făcut curățenie, am pregătit, le-am schimbat lejerie curată, adică să fie totul. Am cumpărat ce mai trebuie pe acolo, ca să fie, că vin fetele, ca să fie ok, știi? Alexandru are 28 de ani, a terminat facultatea la Cluj, iar cea mai mare pasiune a lui sunt albinele. S-a înscris la emisiune și a primit, slavă Domnului, o mulțime de scrisori. Acum, după petrecerea de la București, a ajuns acasă și își așteaptă grijuliu nevoie mare și ferchezuit prințesele, pe Andreea și pe Lili.
Hai, fetelor, hai că m-am plictisit aici. Ne ajutați, vă rog? Oare ne ajut, te rog? Eu am venit cu toată... Stai așa, oleacă, lasă bagajele, sunt gentleman. Draga mea. Mulțumesc. Vă aștept cu câte un trandafir. Proaspăt cules de la mine. Mulțumesc. Sper să nu se vadă oboseala pe fața mea. A, păi eu să-mi stric tocurile. Iar ai venit pe tocuri. Eu m-am pregătit. La un drum foarte lung, trebuie să mă îmbrac normal și cu confort. Nu să-mi vin cu tocuri și dacă, nu știu, rămânem în pană și trebuie să mergem pe jos. Ce fac? Deci mai pot. Nu mai pot. Hai ușor. Ajut cumva? Măcar cu... Lasă. Am eu asta. Vai, ce puternic ești. Miștește-te, prințesă. Cer să fiu și eu gentleman. Dacă îmi stric papucii cu pereatele... Dă-mi coace. Chiar mi-am dat o grămadă de bani pe tocurile astea și cred că o să-mi stric la fermă. După ce Alexandru le servește pe fete cu bucate nu neapărat tradițional moldovenești, este momentul ca ele să-l întâlnească pe domnul Abramiuc senior. Bună seara! Tată! Ce faceți? Ce se întâmplă aici? Liana Pop la telefon. Lili și Abramiuc. Sunt tata lui Alex. Andreea. Bine, Andreea. Mulțumesc. Bine ai venit. Mulțumesc mult. Bă, da, ce fete frumoase ai aici, mă, Alexandru. Încerc și eu, îmi dau silința. Deci asta e surpriza care a fost pregătită, nu? Adică, da, loc, să ne cunoaștem, avem emoții. Că nu trebuie să aveți emoții, pentru ce așa, niște fete mari? Păi vă cunoaștem, dacă ați avut curajul să veniți în viitorul socru, mai știți? E complicat. E complicat? Am urmărit. Dacă ați avut curajul să veniți la doi burlăci, nu știu, țineți să trecem prin niște probe, ne puneți la gătit, la... muncă la... Sunt și eu curioasă. Să mă pregătesc, să dau un sărbic. Eu sunt exigent la treburi de genul ăsta. Da. Am o grămadă de chestii de lămurit cu fetele în seara asta. Tata lui Alex este foarte cool, să zic așa. Foarte calm, cald și prietenos. Îmi place foarte mult. I-o fi plăcându-i Lili de tatălui Alexandru, dar haideți să fim serioși, că nu pentru el a venit. Și asta o știe și Andreea. De asta se pregătesc amândouă ca două mirese. Deranjez? Ce să-și fie noi undeva la mijloc? Da! Nu! Nu! Nu cred! Când am văzut-o pe Andreea, super prietenoasă, super iubitoare, m-am speriat, am zis ce se întâmplă, eu cu ei doi în pat. Mie îmi se pare ideea să dormim toți trei, că am foarte caragios. E... Ținând cont de faptul că e prima zi, în viitor o să fie o grămadă de lucruri interesante care se petreacă aici. La Marin Cazan acasă, Julieta și Marcela au ajuns după un drum lung și istovitor, mai puțin motorizat și mai mult pe jos. Așa că acum merită odihnă. Dar unde? Haideți să vă arăt unde e camera. Să dormiți? Camera a cui? Acum e a mea. A fost a mea, dar vă las vouă cât vă să... Uite, aici și aici. Noi amândouă dormim aici. Da, are da. Ceva? Și tu între noi sau cum? Tu mi-e dor. Nu. Nu, eu mă culc. Nu mai noi ne dorm. Mă culc în pod. În fân. Păi nu, da, după auzi, aia tu vii peste noi. Nu, tu aici și merg noi. Da. Mergem noi. Nu, aici v-am pregătit. Noi n-am mai dormit în fân niciodată. El o să doarme în pod, în fân. Am să ne lasă pe noi să dormim acolo și să doarme el în casă, că e ceva nou, inedit. Foarte bine. E bine, mai te tot duci. Nu să nu plecați din pat. Încolo oricum, că te pare că nu, dar... Noi ducăm așa, dragă, ca să nu mai cădem. Știi? Dacă vreți, ia, la ca să nu cădeți, punem scaunele aici. Nu, dar nu avem cum cădem, să cădem. Da. Da. Nu cădeți. Mai ales suntem frunte. Așa dormim, cred că, instant. Hai,
tu să facem să vedem cum. Dar unde punem? Acolo, aici, unde, Marina, ajută-ne. Stai să vedem un pic. Ajută-ne și tu, ce faci? Stai acolo. Auzi, patul, am ales eu locul, tu alegi locul la dulapul, unde îți pui hainele. Nu știu, acolo așa, așa frumos pun la pisteală, dacă mâinile întoarcem, le... Așa stai și dirijezi, parcă ar fi păi, mama. Păi, dar nu contezi, mă, dau pe să ține acolo. Alesa mea în alte mai retras mult. Așa mai rușinoasă ca mine, cred că. Aia la alte e bună de gură, cred că e ca Mardeleană de-a noastră. Vezi, eu ți-mi dau așa, uite, să mă trez. Vezi dacă nu aranjezi bine zi? Lasă-le, bă, dar ce vrei eu? Nu tu! Cum le puneți, așa le aveți. Da. Dreptate aveți. Sper că le-au plăcut camera, peisajul. Sper că le-au plăcut, a fost frumos. La Ionuț acasă, fetele au ajuns deja și a fost destul timp să-și întâlnească potențialii soc. Iar acum, doamna Cucu este nerăbdătoare să se dovedească o gazdă perfectă. Bine v-am găsit! Bine! Bine ați venit! Părinții lui Ionuț au fost super drăguți. S-a văzut că s-au agitat și aveau și emoții. Ca să poți munci la țară, trebuie să mănânci sănătos. Eu deja mă pregătesc. Așa trebuie, că... sufletește. Da. Să mâncați că slavă Domnului aveți, e? Da. Și acum Ionela, cu ce se ocupă? Mm-hmm. Sunt asistentă medicală. La noi, în zona aici, să aleargă după o asistență să-i facă o injecție. Serios? Da, păi, mai. De fapt, cam peste tot e o criză în momentul de față. De... Dacă nu e, cât e 200 sunt niște tarife, lei, da. Deci da, la noi, aici, da, în comună, nu am auzit o asistentă tânără. Deci știu două. Vedeți care... Vedeți de ce deja... sunt nora potrivită? Da. Uite, încă una, tu. Deja sunt două asistente care deja sunt la pensie. Și tot mai tragem de ele, așa. Ce-mi place la mama ta? Da. Să e în trend cu moda. No. Toată stima asta, respectul. Sunteți în trend cu moda. Eu? Da. Din toate punctele de vedere. Îmi plac unghiile dumneavoastră. Deci îmi plac la nebunie unghiile dumneavoastră. Îmi place culoarea. Claudia, am observat că a încercat să se bage pe sub pielea mea. Și mai ales că dumneavoastră aici în sat nu aveți nicio asistentă, eu mă gândesc și la binele localității, pe lângă la binele soțului meu. Da, bine ar fi, bine ar fi să fiu o asistentă nouă aici, în, o asistentă tânără. Tânără. Și frumoasă. O, oh, mulțumesc! Da. Amândouă sunteți frumoase. Ionela este foarte încrezătoare în ea, că este viitoarea doamnă Cucu. Poate? Da? Poate? Nu. Cred că... Vă doriți și voi un copil în nord de mână. Eu am un băiețel. Și să rămână, mulțumesc. Și tot timpul îmi spune, mami, dar e un frățior, o surioară. E greu să-i explici, că nu e chiar așa de simplu să... Faptul că are un copil nu mă deranjează. Pe mine, personal, chiar mă deranjează. Dar te rog, simte-te ca acasă, cu farfurile. Da, ne-a plăcut foarte mult de Claudia. A ajutat-o pe mama să la strânsul mesei. A rămas un pic impresionat de gestul ei. Dacă la masă a fost cum a fost, de-abia de acum, rămas singur cu fetele, Ionuț poate demonstra ce crai este el. Aici avem o cameră. Sper să vă placă. Inima e a ta, a ta sau a mea? Sau o tăiem pe jumătate? E un cadou primit de foarte mult timp și m-am gândit să fie ca și un... De la o fostă? Că nu îți dă oricine inima, nu ți-o dă o rudă, nu ți-o dă o cunoștință, nu... Mi-a oferit o fată și... Mulțumesc, ia-o, scoate-te, hai afară. Te rog. Am să scot. N-am nevoie de cadouri de la alte fete. Același mesaj care era pe inimioara roșie a fost pe inimioarele pe care le-a dăruit nouă. Și atunci stai și te gândești. Chiar așa o fi sau le spune, iar a fost o chestie mecanică? Nu se face așa ceva cu o persoană pe care teoretic vrei să o cucerești și vrei să fii împreună cu ea. Da. Și mai și râdea. Serios? Se întufla una cu perna aia de numai. La cei 49 de ani ai săi,
Vasile își caută pereche după divorțul prin care a trecut. La câte reni și la câte animale are, îi e greu să se ocupe singur de toate. După petrecerea de la București, el a hotărât să aleagă între Sava și Mioara, cele pe care le așteaptă acum în autogara din Oradea. Eram atât de emoționat, eu programasem pentru fiecare câte un buchet de flori diferit și tot timpul aveam grijă ca nu cumva să încurc, să dau buchetele invers. Bine ați venit! Bine te-am găsit! Bună ziua! Bine te-am găsit! Bine ați venit! Inițial am vrut să cobor prima să iau fața lui Saba, dar Saba nu-mi dă voie niciodată. Așa, dar am lăsat-o, i-am dat voie, dar întotdeauna cei din urmă vor fi cei din tâi, pentru că mie mi-a dat și florile cele mai frumoase. De astea sunt pentru tine. Mersi, drăguț, din partea ta, mersi, frumoase. Sunt frumoase, așa? Da, m-ai ghicit. Când l-am văzut, era foarte stresat, era foarte agitat, era... Parcă nu era el. El era, dar avea omul emoții când a văzut cum vă doreați fiecare să ajungeți prima la el. Mergem aici, uite, să vă arăt camerele. Aici mergem, da? Da, intrăm aici. Hai, te rog, hai, te rog. Sper că e răcoare, da? Da, e foarte, să vezi ce răcoare e. Emoția mea provine din faptul că în momentul în care ele dau primul tur de imagine, îmi fermă să nu rămână cu o părere neplăcută. V-ați hotărât? Da, sunteți hotărât, pe deplin hotărâte? Foarte bine. Sunteți, da? Foarte deci atunci bine, tu rămâi în camera aici, aceasta? Rămâi tu aici și... Mai multă intimitate. Aș fi vrută eu camera ta. Ce dați una dintre voi, că mă gândesc că e favorită camera aceasta. Da. E favorită. Cedem una dintre noi ea. Deci asta ce trebuie. Las de la mine, draga mea. Bine. Eu am lăsat de la mine totul. Am fost mulțumită și cu camera cu care mi s-a oferit. O mică gustare, un șnițel, o salată. Da, e făcut de mine și salata de vinete. Și salata de vinete e făcută de mine, știu să fac și maioneză, știu să cuc și vinetele. Dacă eu n-am avut ocazii din acestea să-mi pună soțul sau, mă rog eu, prietenul să-mi pună mâncarea în față, normal că pe mine m-a șocat chestia asta. Și mi s-a părut că furnică ceva. Dă-mi, te rog, șervețelul tău. Da. Uite, aș vrea să... Da, vreau și eu să știi. Uite, da. Nu știu dacă e nevoie, dar vreau și eu cu a meu. Cu al tău, chiar cu al tău. Ia uite așa, ai văzut? Da, deja e mai bine. Vezi că m-a pangeloasă. Păi da, deja mai făcut. Deci trebuie să am grijă de ceea ce fac pentru una, fac și pentru cealaltă. Da, așa te prățești. Trebuie să zic, întotdeauna Mioara sare în față. Am lăsat de la mine așa... finuț, elegant. Eu vreau să fiu echilibrat cu voi. Asta vreau. Eu sper să nu se mai repete. Ceea ce nu știau Florentina și Alina când au venit la Bogdan e că viața la stână seamănă adesea cu cea din cazarmă. Niciodată nu știi când se dă alarma. Neața, fetelor! Bună dimineața! Flori! Flori! Hai ca să băgăm oile la munți. Hai ca... Flori! Hei! Mă trezesc! Hai la... Mă trezesc! Hai, trezirea! Se le dormeau, n-aveau nicio treabă. El putea să doarmă dacă le lasam dormea până la 12.
Nu m-a deranjat că am fost trezit în dimineața, m-a deranjat cum am fost trezit. Cu clopotul ăla sau cerea ăla. Hai, Alina, ajută-o. Alina. Mama, ai 3 secunde să fie clopotul. Hai, mă, că le iau, hai că, hai că am băgat oile la mulți, așteaptă oile acolo, hai, da. Nici n-am putut să mă ridic din pat, cred că mă ridicam la ceartă cu toată lumea. Am preferat să stau acolo, am zis, mă, o să pleci la un moment dat. Deci nu, ce-l bag, Doamne, ferește, nu mai fac. Hai, hai să mergem, hai, Flori. Flori, ieși eu? Mama, trezesc! Păi, dar... Dar ce vrei să mă ridic, să merg în pijama afară? Mi-e de ajuns să-mi sune telefonul de 5 ori și m-am trezit, dar nu să vii cu gălăgie. Și dacă venea o persoană, putea să bată la ușă sau putea să facă orice, dar nu cu clopotul ăla. Vreau să mai dorm. De dormi nu putem să mai dormim. Ce, iar vine cu... Nu, da, bă, putem să mergem afară, să facem nu știu ce. Ce? Să ne ocupăm de oile alea. Haideți-mă odată, mă, ce... Bă, frate, mă. Promitem că în 5 minute suntem afară. Mă, ce 5 minute, mă, că am jumătate de ori. Când stau după voi, mă, stau cu oile acolo închisă, că... Cafea ne dai, Bogdan? Ce să da? Cafeaua, lasă-mă cafeaua, lasă spălatul, hai să mulgem oile, să dăm drumul la oi pe deal și după... Păi, dar n-ai cum să trezești la ora 4, să stau să le-am să fac cafeaua și oile să stai în strungă să aștepte. Flori! Gata! Haideți odată, măi! Alina, mai muncim și noi azi? Da, ne spălăm și noi pe ochii ca să putem să muncim. Mă, lăsați-mă spălatul, mă! Bine, hai să mergem la oile, hai Flori! Hai să mergem la oi, facem treaba și după, hai. Hai. Uite-le, frate, cum vine. Hai odată, mă, că nu-i soare, băi. Nu-i soare, băi, nu-i soare. Hai pe aici. Hai, Flori, o leacă mai rapid. Da, gata, ce vrei să fug dimineața? Hai că am reușit să le trezesc. Bună dimineața. Păi și nu ne arăt și nouă cum să faci, azi ne așezăm. Hai. Vin aici, tu. Hai, Flori, și tu aici. Doamne, ce frică mie. Stau, mă așez. Doamne, ajută. Hai, dă Vasile aici. Unde mă, acolo, da. Uite așa, ai prins-o de coadă, frumos. Îi da coada peste mână, o prins de pulp, așa. Doamne! Da, mă, ce fac, mă, că aia e scăpat. Pune piciorul acolo ca să nu iasă. Hai, ia și tu. Nu, mi-e frică, te-ai putin. M-am speriat puțin de ele, că erau foarte agitate. Și stă singur aici. Trage piciorul așa. Ia. Bravo, așa Alina. Așa se mulge. Alina, ai mai mulți? Nu, ai niciodată o vacă. Ai mulți vaca? Da. Cunosc unele demersuri, de la mulge oaia până la ajunge a face brânza, din cauza că am copilării la țară cu la bunicii mei. N-am fost chiar foarte atentă la detalii ca astăzi, dar e interesant. Trage așa trage. Poate stă. Eu am unghii, Bogdan, și-o zgârii. Nu o zgârii, mă, că prins cu multe arată. Ține de aici, dă de aici tu. Deja. Așa. Vezi că ea să spierge din cauza voastră ochelarii ăștia, mama. Iartă-mă. Hai, ochelarii, că mă vezi așa zbrăcate, nici eu nu pot să mă mai concentrez. Din cauza la ochelarii mei. Nu, din cauza la cum sunt îmbrăcate. Dar ce, mă, ți-ai plac fetele goale sau ce? Ba da, dar îmi plac fetele goale în pat, nu la doar bulz. Doar în pat? Păi, dar eu uite ce locație mare aici. Okay. Doar în pat? Doar în pat, mă, sau vedem, noi găsim. Dar de ce nu iese? Dacă n-ai muiași tu degetul în lap. Mi-ai spus așa ceva? Păi bagă-și tu degetul în lap. Așa, murdar? Așa, cum ai așa și acum, hai. Așa. Păi da, eu uitam țeța. Acum alunecă. Acum te... Eu, mă. Așa, cu nodul. Aha, hai. Hai că mergi. Stai tu. Nu pot să țin nod, nu. Nu știu. Ia fără. Moi degetul în lapte. Ai prins mișcarea? Da, dar nu mai mișcă. Dar femeile fac asta la stânul? Da, femeia mea trebuie să știi cât de
trebuie să știi, să mulg, trebuie să știi. Cred că munca asta e făcută pentru un bărbat, nu pentru o femeie. Și bănuiesc că el nu-și dorește o femeie pe care să o slugărească. Sper că își dorește o femeie pe care să o iubească. Dar tu câte băie ai mulți? 3. Vai, frate, nu mai țăpa, mă, de ce mă... Băi... Faptele-i sănătos la piele. Și o mulți, o mulți. 3, 4, 5 băie acolo, de fiecare. Ia, Flori, și tu una. Hai că nu pot să iau, vrei să... Hai, Flori, fii bărbat. Ia-o și pe aia de la domnul. Ei, dar de ce se iau două? Cum? Aici? Da, hai. Aici, pe aici am venit. E foarte frumoasă viața la țară. Dar trebuie să ai pe cineva care să trăiești la țară, care să fii fericit. Să ajungi acolo e greu. Și să vede. Dacă în ziua precedentă și Sava și Mioara voiau să fie pe locul întâi la primit flori, astăzi e vorba de muncă. Păi la muncă, cine e primul? Păi și voi așa veniți? Așa veniți? Cum că să mergeți? Dar pe ai cizme, ai uneva, ai cizme. Nu, cizme, nu știu ce să zic. Stați numai un pic, imediat. Pregătiți-vă bine sufletește, că vă aduc cizmele. Ne-am echipat, e mers la muncă. Ia uitați-vă la mine. Ușor, ușor. Tulvai, doamne. Tulvai, doamne. Băi, dar tu ce faci, mă? Deja ai umplut roaba? Ia, te rog frumos, Vasile, hai. Aoleu, dar... Uite-te că e plină. Eu cred că tu te la întrecere cu mine. Altă roabă. Sava are un elan și un spor și o atitudine pe muncă fizică extraordinară. Hai. Ciup. Haide, mă, frumosule, aici cred că trebuie să vină Vasile să dea bine. El, că nu pot, că e prea gros, e prea... Ce să fac? E bătut. Femeie, ai venit la muncă, știi la ce ai venit. Păi eu nu sunt învățată și nu-s crescută cu fiții-fiții. Uite, ea muncește și trage, dar să o ajut și tu un pic, uite. Dar nu uite, pot, dar mai, Vasile, ce să fac, dar eu dacă nu pot. Aoleu, eu, dar eu nu fac treaba asta, uite, că n-am venit. Uite, te ajut eu. Nu vrei să... Nu vrei să te ajut? Bă, vreau să mă ajut, dar nu vreau să mă duc să-mi faci comparații, că nu suntem la fel. Nu poate suntem, eu fac altceva ce Sava nu face. Hai, te rog să vii aici la mine. Hai, vino la mine. Ce? Să știi că nu asta mă reprezintă pe mine, să știi. Eu te-am înțeles, nu trebuie să te reprezinte pe tine treaba asta, dar să adică vezi tu... și tu ce fac eu. Păi da, eu văd ce faci tu, dar vezi nu trebuie să spui ce Sava face. Face Sava că poate și așa, dacă... Eu ziceam, hai să zic ceva, eu am spus în ideea în care am zis că sunt corect cu voi cu amândouă. Trebuie să recunosc că ea e mai bună decât mine la munca... În gospodării, nu știu, în general. E greu și oricum nu dai din stomac, hai să-ți... acolo. Ia, uite aici, vii puțin nu aici. Miroase. Da, miroase urât. Puțin, uite. E așa doar câte puțin de aici de jos. Iei? Da. A, și câte un pic. Puțin, numai puțin. Păi, na, uite, sunt penibilă, că păi, ea are trebuie. Atâta acolo. Nu trebuie să... Deci, știi care e situația? Trebuie să încerci. Ea a intrat într-o competiție cu Sava și nu vrea să se dea bătute, fiind, eu mă gândesc că totuși este o luptătoare. Nu mai pot sta, omul. Și mai râzi acum. Sava? Viață. Sava, ești bine? Foarte bine, mă, Vasile. Mai încărcăm încă una? Și 10, și 20, și nu contează. N-am putut să mă controlez, i-am dat ei satisfacții. Sunt sigur de asta, că ea a crezut că a câștigat, dar nu. Este normal să existe între ele o competiție, pentru că fiecare vor să ajungă cât mai repede la inima mea. Hai să facem altceva. Da. Tu pui jumate și după aia pune ea pe jumate, bine? Foarte deci bine, întotdeauna... împărțim jumate. Și așa jumate. Se chembet, Mariana. Și bălicarul împărțim pe frățește. Da? Nu, munca. Nu, munca, doar nu ferește. Nu pui așa în poziția asta. Ce o întorci, uite așa. Bine. Ai văzut? Bine. Ia încearcă acum. Nu lua așa de mult, mai puțin. Da, așa că e greu. Așa. Ai văzut, bravo. Da, bravo, înveți? Uite ce bine faci. Foarte repede înveți. Da, uite, ai văzut? Imediat ai prins mișcarea. Eu încerc. Îmi cer limitele și cât pot atâta fac. Mergem la fermă să ducem mâncare la băieți.
În dimineața în care fetele de la Ionuț ar fi trebuit să ia primul dejun alături de acesta, surpriză! El a plecat și l-a lăsat cu mama. Fix cât fetele să nu mai înțeleagă pentru cine au venit aici. Și cineva trebuie să răspundă pentru asta. Am avut treabă și... De ce ai fugit și n-ai la micul dejun cu noi? Am avut foarte multă treabă de făcut, chiar dacă o să mai avem de făcut împreună. Mi-aș fi dorit foarte mult ca prima zi la el acasă să fie mult mai caldă, mult mai primitoare. Scopul tău acum este să ne mă cucerești pe mine și eu pe tine. Treburile sunt pe locul 2 în momentul de față. Animalele... Că scopul tău este să găsești o parteneră, corect, nu? Așa este. Animalele au nevoie de hrană, da? Ca și femeia are nevoie de hrană. Așa tu că... în dimineața asta ai plasat animalele pe primul loc și femeia... Femeia trebuie să se odihnească, da? Fetele, da? Fetele mele, adică voi două, trebuie să vă odihniți, da? Mama a fost cu voi, dar o să alături de voi, cu siguranță nu va, nu va mai fi. Te vreau pe tine, nu pe corect, mama ta. Așa nu este, dar este prima zi, este prima zi. Eu trebuie să vin. Tocmai este prima zi. Am avut noroc, chiar ne aștepta acum, s-a pus, sincer. Este foarte scump la vedere, motiv pentru care eu nu înțeleg cum ne putem cunoaște dacă el e foarte mult timp plecat. Mai tu vrei să mă cucerești pe mine sau vrei să muncești extrem de mult să nu ai timp de mine? Vreau să te cucerez pe tine. O, te rog, fă-o. Și nu mai îmi spune, nu am timp. Bine, am timp. Și voi avea timp de tine. Vreau să văd. Pe de altă parte, trebuia să vin să fac și ceea ce trebuia să fac. Dragul meu, să vedem cum te vei comporta mâine dimineață, ce priorități vei avea. Nu de alta, dar e ziua ei. Ne, okay. Am dat din casă. E ziua ei. Okay. Știu că este ziua ta. Și ce mai știi tu altceva despre mine? Știu că ai 31 de ani, mâine faci 32, nu? Ei fac chiar la noapte. Sper că e suficient de romantic ca să mă surprinzi la întoiul nopții, așa. Asta este surpriza mea, nu trebuie să spun ce trebuie să fac. Abia aștept să văd da? Cam ce ai fi tu în stare să faci pentru mine. Pot face multe, cu siguranță. Noroc, okay. Te poftesc să mănânci acum că... Deci am ieșit din ședință, da? Putem să... Dragul meu... Când două persoane comunică, nu se cheamă ședință. Este, nu știu, din punctul meu de vedere, a trecut de pragul de 30 de ani și este un pic posesivă. Mie nu-mi plac persoane posesive. Dragul meu, dar de ce te pierzi în fața mea? Pentru că îmi place de tine, sunt emoționat când stau de vorbă cu tine, când mă uit în ochii tăi... Eu cred că poți să ies afară. Nu să uit în ochii mei. Claudia este mai matură decât Ionela. Este un... pic trecută prin viață. Cum îmi place de ea, așa îmi place și de tine, da? La momentul de față. Aceleași emoții le am și față de tine. Nu am niciun fel de problemă. Mi este foarte greu și o să-mi fie foarte greu să iau o decizie. Când va fi cazul, da? Știi cât de simplu era în dimineața să spui, uite, draga mea, în dimineața asta nu putem să luăm micul dejun împreună, că eu am ceva treabă. Te super dacă mănânci cu mama mea? Și era problemă rezolvată. Pe acoperișul lumii, în Mada, ui le așteaptă să fie mulse. Ciobanul să mănânce, iar Julieta și Marcela numai chef de muncă nu au. Păi asta-i treabă? Fetelor, haideți, că-i târziu. Da? Nu! Mergi la mult de voi? Bine, că la așa de repede. Nu, acum ce să facem? Da. Și așa e târziu. Of! Am trezit dimineață. Așa de repede ne-ai sculat. Trebuia mai uite. Se, da? La 5 trebuie, doamnă, să ne trezim. Ai fost acum la oi? Da. Aoleu, mă, dar păi ce nu ne-ai zis de-aseară, că puneam ceasul să sune? E. 20 de minute pe jos. Și ne-am dus, a fost greu. Iară drumul, iară du-te încolo. A fost greu, dar frumos, nu? Deci e ceva nou. Aici sunt oile. Aici. Și aici doarme ciobanul. Uite aici. Tu dormi aici. Și iară, tot așa ne-am dus cu meringhe, cu asta, că se ducem la cioban acolo, care săracul ne aștepta și ăla, că o să bea și ăla, cafea. Am văzut oi în filme. Așa n-am văzut, că la bloc unde să văd oi. Da, uite ce fain își ridică laba. Ei, ce-ai râs tu? Pot pune mâna pe careva?
Dar du-te acolo, sau da, mă împunge. Acolo cum se intre? Nu, nu punctul. Astea nu știu să împungă. Nu știu. Dar tu știi? Nu știu nici eu. Acum trebuie să merg la mulți voi. Merg la mulți? Da. Galeata e acolo, luăm bidonul, tifonul, tolceriu, remulgem. Și pe toate? Este aici toate. Hai! Intrați aici. Poate vine berbecul ăla puțin și dă prima ca să mănânci și pe tine, nu pe mine. Da, serus. Vezi că se duce una după cealaltă, nici nu trebuie să le mai... Astea sunt educate, tu. Și cam cât durează la o... ăsta să o mulgi? Dar tu nu vezi că 2-3 secunde și gata. Vezi că... Așa, puțin? Da, pe acum nu mai au lapte, că degeasă primăvară. Mă trebuie să înțelegi. Dar primăvară au mai mult. Da. A, pe tu, dar trebuie putere acolo să le ții. Deci normal că trebuie, cum? Bun. Dar uite ce fericit ești după ce... E greu. Deci e greu să prinzi oaia, să o ții, să o mulgi. Nu, trage chiulul. Eu am obosit. Ah, ce bine e! Mărine, că ești gata să-mi zici? Ba, ce bine, nu mă mai duc de aici. Acolo e fain să stai, dar nu sunt gur. Aoleu, aoleu, ieși tu afară de acolo. Că ți-i jos de acolo, ieși. Hai să vezi că ești tu încă. Nu vreau. Nu, tu dai fain. Și mole. La stână, e bine, e frumos, e aer curat, dar doar așa, ca să stau să ajut. Altceva. Să spăl sau să strecor laptele sau, na, altceva. De făcut în afară de mulți oile. Nu știu. Uite ce fain s-o spală. De la mine galeata să vă arăt eu cum se face și după aceea faceți voi. Uite, așa se spală eu. Să văd. Nu cum faceți voi. Ei, da, las că două oară spălăm noi. Nu, las că, da, sigur. Trebuie spălată curat. Mâna ta e învățată, mâna noastră trebuie sâmbiță. Dar eu dacă pun aici în rup unghia... Vezi, ea noi nu ați dat voi ca lumea. De n-am dat ca lumea, dar ea n-are unghii. Le tăiați și voi, așa nu-l meruteți. Gata, așa se face treaba. Am înțeles. No, e harnic, e muncitor și pune mâna și se și implică, cum să spun, deci pune suflet în ceea ce face, îi place, dar e încăpățânat în... Deci numai cum știe el cum a, dacă îi spun eu ceva să facă sau hai așa, nu, nu, cum vrea el. M-a pus că te-am ajutat la magazin. Mulțumesc. Hai pe tințul și eu. Da, să m-ați ajutat? Vezi că nu! Vezi că ea nu ți-o cerut. Nici ei dai și că nu ți-o cerut. Cum să nu? Cred că Marcela un pic e mai timidă, mai... Dar trebuie să încerce mai de multe ori. Să facă ce-a văzut. Fetele, ne vedem de seară! Ia-ți vezi ce ți-am pregătit aici. Nu cred. E greu să fii bărbat. Tentații și din dreapta și din stânga. Ce simți tu să faci în momentul ăsta când mă vezi în fața ta? Uite, cu mâna pe inimă să spun treaba asta. M-am îndrăgostit de tine. Vreau să am grijă de tine. Toată viața? Asta e un fel de simulator. Știi cum se numește simularea? M-am mai avut și prieteni în ceva zi. Ești mult. O pămă pe frunte acolo. Ca la petrecere, de ce nu pe Bogdan? Am venit la emisiunea asta să văd dacă bărbații și-au mai schimbat modalitățile de a gândi. Să diversifici. Să-mi vin eu cu plăcutul. Am un țichelaus că ai făcut tu? Hai! Familia. Genul programului. Reality.
genul programului reality. Amelia, genul programului reality. Duceți aminte că în episodul trecut, fetele care au ajuns primele acasă la gospodarul ales au fost Flori și Alina, la Bogdan, în coarnele caprei. Aici, în cabana, sau să locuiți voi și în spate, acolo avem toaleta. Asta împreună, nu? Wow, să dormiți în aceeași cameră, zice. Haideți să... Împreună sau separat? Haideți să vă vedem. E o stână, verdeață, aer curat. Haideți pe aici, aici o să... O să dormiți. E gălăgie de la generatorul ăsta. Nu ne batem pe paturi, că avem destule. Acum e la alegere. Fiecare unde vrea. Care alegeți? O, dar e cald. Vreți să știți care și unde dormim? Păi, dar nu, ca să știu unde să vină. Dacă da. Vreți, nu v-am arătat patul meu. Puteți să veniți să dormiți cu mine. E foarte mare, încăpem toți trei. Nu, dormim aici. Da. E ok. Dormiți aici? Bine. Da. Ok, mă bucur că vă place. Nu mă așteptam să chiar să stăm într-o cabană de asta. Mă așteptam să stăm undeva la fermă, cu niște condiții modeste, nu... Dar când am văzut, nu mai aveam nimic de făcut, mă. Până ambiant! Până ambiant! Uite, vezi, n-am făcut treabă bună, trebuie să fac tot eu, vezi? Că întotdeauna Mioana se bagă pe orice lucru. N-ai făcut treabă bună. Serios? Da, uite, că o fac eu, uite, da, n-ai făcut. Așezi-și tu? N-ai făcut, uite, dar chiar nu-i bună deloc. Dacă ai făcut mai mult de jumătate lucru și e aproape întregi și acum. Făcut ce tu? Am un țâche la os că ai făcut tu? Orice cuvânt, zic eu, ea întotdeauna trebuie să sară, că vezi, Doamne, că și e. Aparatul trebuie să fie, da? În funcțiune, înțelegi? El face vidul. Iar fur startul. Băi, să vină vaca cu materialul didactic, eu vreau. Eu mai bine mult vaca la găleată decât cu mașina. O să vă băgați la mus? Da, eu mă bag. La asta, da, la asta. Serios? Da, la mus. Vă băgați? Păi cu asta se muge. Păi da, la asta mă bag și eu, de ce nu? Păi da, nu mă muge cu asta. Să apeși pe buton, camera electric. Păi da, tu știi că suntem în secolul viteză sau păi ești eu acum 100 de ani? Nu, secolul viteză, dar trebuie să înveți ce să tragi. Revină, mamă, ia-o înainte, înapoi și ajungi cu bine, uite. Aici trebuie să fii. La băcuță. Aici trebuie să fii. De acolo bei lăpticul. Păi da, uite, îl beau mai bine decât tine și mai curat. Mai un chiu și o luăm de cap. Fetele au avut un clinch acolo, s-au certat un pic, eu am intervenit. Adică nu ești capabilă să faci și te dai. Eu asta simt întotdeauna că ea e numai și numai și numai pe interes. Unde sunt pățelele celelalte? Aici, lângă graj. Am lângă graj, sunt acolo. Lucrurile tale sunt dincolo. O să mă duc eu să ți le iau. Da, hai, te rog. O să fii undeva pe scaun, bine? Da. Vii pe scaun, bine? Da, Sava, tu te descurci? Eu mă descurc, stai tu liniștit. Deci bine, trebuie să am mai multă ocupă-te. Grijă de Mioara. Da, ocupă-te, de că ea nu știe. Da, voi, cu cea mai mare plăcere. Ei, nu știi ce ai făcut, ai pierdut aici, deci o să stai pe dragă timpul cu mine. Hai, du-te, du-te de ea pe ghe. Să știi că ai fost la înălțire. Da, mersi, ești drăguț. Sunt conștientă că o să pierd teren.
sunt din prima în avantaj. Dar eu nu fac planuri. La mine vin lucrurile pe moment și am încredere în mine, deci nu fac niciun stres, nu știu, nicio problemă. Avem ceva fân. Vedem, trebuie observăm. Să facem în felul următor. Trebuie să-l urcăm în fânar. Așa. Da? Eu o să stau sus, voi de jos. Și noi o să stăm jos să te admirăm cum muncești acolo sus. Dar o să mă ajutați cu furca să-mi dați... Mă retrag un pic la umbră să mă uit la tine. Nu este cazul. Uite, te poți retrage după ce... cu această furcă... Da, una mai lungă, nu puteai să-mi dai, te-ai uitat așa puțin la mine. Păi, tu ești cea mai înaltă, da? Ai dat două furci, șefi, te-ai obosit? Nu vreau să te aglomerez pe tine acolo, mă gândeam ție să-ți fie bine, nu sunt probleme. Mă descurc eu. Am uitat telefonul, trebuia să-ți fac o poză. Facem o poză de... De grup? De grup. Asta că avem timp și de poze și de... Și de... Că văd că tu m-ai pus direct la muncă. Sincer, mă distrez. Deși comentez, mă strâm când mă pune să fac ceva, pe mine mă amuză tot ce mă pune să fac. Goodbye! Hai să plecăm la... Claudia, hai să ne retragem și noi puțin la odihnă. Cred că mă pot odihni un pic. Toate cele bune, odihnă plăcută, ne vedem mai încolo. Pa! Eu, în comparație cu Claudia, sunt mult mai veselă, mult mai carismatică, mult mai plină de viață, mult mai deschisă la orice. Vreau scara! Ce vrei? Vreau scara! Ce oferi? Dragostea mea, e bine? Hai, Claudia! Uite, vezi, m-am îndurat de tine. Hai. Fii concret, ce ne oferi? O să te luăm de acolo jos. O cină romantică. Cu fiecare pe rând. O pregătim împreună. Fiecare pe rând. Așa, mă gândeam eu. Da, cu tot, cu vioară, cu tot tacâmul, cu lumânări, cu... Țambal, dacă... Mă ajutați cu scară, vă rog frumos? Hai. Ce bine sună, mă ajutați. Mă ajutați, păi, să mă pot revanșa? Hai să te ajutăm acum. Amândouă. Dai că o ținem în continuare, să fim sigură. O țineți voi, da? Ce-ți mai place să te joci? Ce-ai vrea să fac altceva? După muncă merită și puțină joacă, păi, nu? În piscină, în piscină cu voi. Nu vezi câtă grijă avem de tine? Ți-am ținut scara aici. Să te fatezi, hrănicuțe. Cu ce adres Bogdan, au uitat fetele și de spălatul pe ochi și de cafea. Păi, treabă nu-i la stână? E grea chestia asta. A, nu-i ușoară. Asta se numește brânzărie. Da, aici e brânzăria. Pune-i grețele. Aici vorbim miroase. Miroasa brânza, zăr, pune-i grețele aici. Vezi? Și acum o să strecurăm laptele. Hai, Flori, ia și tu. Lori. Ia zgăleata în primire. Mai dus. Și acum, Flori, dă-i... Dă-i patru linguri. Patru linguri. Eu îți spun și tu, da? Miroasa brânză, da? Urât miroase. Cum mă, dar miroasa brânză, la. Nu-mi place cum miroase brânză de oaie. Hai, și încă una. Am dat și pretin, așa? Nu-mi place, dar cred că nu avem ce problemă. Ia și învârte aici foarte. Ia ți-l. Învârte tot. Învârte-l bine. Bine? Da, foarte bine. Dacă îl miesești foarte bine, el o să prindă. Dacă nu... Da? Vă opresc o cană de lapte. Ca să... Și așa nu v-ați spălat pe față și... Ajută foarte mult la ten. Pe cuvânt. Super. Okay? Haide. Ia tu bucana cu lapte. Hai. Trăită și crescută în Statele Unite, printre oameni pragmatici și de acțiune, Andreea știe exact cum îl poate cuceri pe Alex definitiv și remediabil. Am adus caietul de rețetă lui mama și cu siguranță sunt confidentă că pot să cuceresc dragostea prin stomac.
șnițe. Facem cu cartofi prăjiți și salată. Vrei să-ți curăț cartofii ăștia? Da, te rog. A fost de bun simț când Lili s-a oferit ca să mă ajută să curăță cartofii. Trebuia să spălăm cartofii înainte, să-i curățăm. Cam orice legumă se spală înainte. Cine a pomenit să nu speli cartofii când îi cureți? Adică, serios, să curăță și pe urmă să spală cartoful dinăuntru. La fel cu banane. Ce, să spală banana de afară și sau cum? Hai că cred că te descurci. Te las. Să-ți faci treaba. Spor. Mulțumesc. Și să iasă mâncarea bună. Da. Așa. Hai să vezi ce ți-am pregătit aici. Nu cred. Ba da, vină în coan. De ce faci? În greșeală, n-am vrut. Vreau să mai pun șampanie. No, de... mai scoateam acidul puțin. Pentru mine nu prea contează romantismul într-o relație. Vorba trebuie să domine o femeie. Pentru Albinei? Pentru... Pentru mine. Regina. Pentru Regina. Pentru Regina. Pentru mine. Ești decis după... După jumătate de zi? După o zi cu noi. Lili vrea să știe dacă trecem mai departe. Trage, mă trage tare de limbă, dar nu i-am zis nimic. Nu mai aproape și tu ce ești așa de mine. Păi eu credeam că lumea ta e, nu știu, lumea pe la mod, ta... pe la prezentări de modă, pe la chestii ce din astea. Ce prezentări de modă? Sau demodat? Nu-ți mai trebuie? Nu. Te vine poliția după tine. Cui ai zis că ești aici? A trebuit să am emoții? O femeie trebuie cucerită răzând. Cât timp râde, ia ta. Ce mi-ai zis? Mă, să văd dacă nu vine Andreea. Păi ce facem? Ce treabă ai tu cu Andreea? O, dacă vreau, te pup în fața ei. Înțelegi? Ia auzi, ce te pup pe tine? Uite acum, e romantic, îmi ploaie, alea, alea. E perfect pentru Andreea. Și pentru tine. Perfect pentru Andreea. Ah. Poate să fie America, olandeză, irlandeză, ce vrea ea. Bistrițeancă. Aveți voi fetele din Bistrița în atum în plus? Avem. Clujencele, bistrițencele. Ia zi. Hai să terminăm sticla asta de șampanie înăuntru. Hai să terminăm într-o cameră, nu știu. Ca să-mi placă o femeie, trebuie să fie o combinație între Lili și Andreea. Morcom la suflet ca toți moldovenii, dar iute la muncă, lui Bogdan îi revine cheful de viață după ce vede treaba aproape terminată. Așa că la ora prânzului e timp pentru toaleta de dimineață. Nu! Nu mă încoace! Nu-mi place cum miroase, nu suport laptele de oaie! Amă! La ce se folosește zero ăla? Pentru față mă refer. Ăsta-i lapte, mă, lui Zoe, ești beleaș. Lapte. Cum spuneam, la ce te ajută? Îți faci chinul frumos, nu ce chin frumos am? Uite, dacă se întărește fața de la ăsta, te mănânc. Hai, și dacă o să încercăm și pe asta. Dacă o să ai așa. Dacă ești alergică, știi, iriți. De la ce, la lapte? Nu știu. Știi că apare, mă, alergia. Hai tu, să vedem ce e. Ia, mă, aici la noi, tot timpul, eu în fiecare dimineață mă spăl cu lapte pe față. Nu vezi ce timp frumos am. Și pot să mă și clătesc? Da, cum să. Wow. Hai, Flori. Nu mă spăl. Vine, mă, încoace. Nu-mi place cum miroase, Bogdan, nu vreau. Bă, dar tu ce suporți? Pe mine mă suport? Interesantă întrebare. Interesantă întrebare. Pe mine mă suport? Și nu răspundem. Da, te suport, Bogdan, pe tine, fără laptele ăsta. Flori, pentru că ea arată dimineața asta incredibil. Bestial. Bestială. Bestial. Poți să zice bestială. Uite, o să o pup. Pe tine. Doar pe un obraz? Hai și pe ăla. Pupă și tu la mine. Ce romantic. Pupă și partea asta. Și pe frunte. Pupă-mă pe frunte acolo. Ca la petrecere, de ce nu pup Bogdan? Nu-s geloasă că pe mine nu m-ai sărutat. O, asta chiar că-i mână. Era ideea că nu ai recunoscut în momentul în care te-am întrebat.
Atunci n-am auzit, nu eram, nu i-am. A, nu, așa că am dat de 5 ori și mi-a zis nu. Păi n-a recunoscut la urmă, dar problema a fost că vorbeam cu băieții, ciocneam barul. Ai văzut cum merge Dobrin calul tău, așa, merge, vede numai în față. Așa, ai văzut și tu în seara, numai în față. Și dacă a fost în fața mea, ia. Dacă da, ai dreptate, iartă-mă. Stai puțin, dacă era o alta în fața ta și nu era nici măcar Flori, draga, o sărutai și pe aia sau cum? Place, frate, păi te contrazici. Așa trebuie. Simțeam că dacă era acolo, nu mai făceam. Păi, dar de ce să nu mai, mai tocăm noi cu gura asta ca două țațe? Așa suntem noi, femeile, până nu așa. Suntem la țară, nu vrei? Ne-a dus la țară, suntem două țațe, că suntem la țară. Așa, femeile însoadează, sunt niște țață. Intri în gura lor, nu mai scă, mai ales dacă sunt două, trei, ai, cu una o mai descurci. E mai infuză leacă gura, mai spui niște vorbe, dacă totuși îmi scoateți ochii, Alina, tot îmi scoți ochii, dar nu s-a plăcut cum mi-a sărutat? Nu pot să spun, sărutul ăla nu mi-a plăcut. Aș fi ipocrită. Mi-a plăcut. Dacă aș fi în locul tău, aș tace din gură. Păi de ce să tac? Dacă și... tu te contrazici. Bă, frate, fii atent. Dar deci cum mă contrazic eu? Mi-a plăcut și eu am fost fericită în momentul ăla că tu ai făcut-o, a venit Flori și tu ai negat, ai spus că m-ai pupat pe frunte, eu cum am simțit? Dar Flori nu a văzut nimic, frate. Tu i-ai spus că m-ai pupat pe frunte. Ce contează, cu Bogdan? Știam deja. Nu știu ce să mai fac, cum să o dau, cum să o împac, cum să o direc, că... Nu, te rog frumos, nu mai ocoli subiectul. De ce nu mi-ai recunoscut că ai sărutat-o pe Alina? Atât vreau să știu. Și Alina, de ce nu ți-ai asumat? Da, frate, am sărutat-o, punct. De păi ce? Am vrut, mă, să te supăr. Mă, că am săturat de ceartă. În acest timp, în vârful de munte pe care trăiește Marin, se află o claie de fân. Iar în vârful ei trebuie să se urce cineva să bată fânul. Oare care o fi curajoasa? Care vă urcați pe claie? Trebuie urcat acolo? Da, da. A, cum să... Uite, pe scară. Ce, mă țânge bară? Ce țânge bară? Nici ce mai să-ți care veniți la bară? Hai. Vine și ne-a dat ajutor acolo. Una o rău singură pe claie, o plică căptică. Eu sunt mai așa, mai eu sunt bărbătoasă, într-adevăr, și îmi place să încerc. Să văd dacă pot. Pot, dacă nu, dar îmi place să încerc. Stai să mă... Ai grijă, pe fiecare câte un cui, nu... Păi, pe fiecare dară. Poate vidia... A, mă, da. Și dacă ajung sus, ce fac? Iau bara... În mână. În mână sau... Primată mână. A, dar poți să pui piciorul pe fân? Da, mică ceva aici. Nu pici, fără frică. A, tu, las-i bine. Da, te dai roată. Dar știi, lipsește aia. Da-ra-ra. Mai? Mai. Bine. Mai. Mai, de bine. M-am ținut de bară. Bine, că m-am gândit și la altceva, știi cum e când, ha? Deci trebuie să diversifici. Să-mi vin utilul cu plăcutul. Pui piciorul pe el? Stai. Gimnastică. Așa. Mai iau și cu mâna, așa? Ha? Da, dacă se poate. Na, pui mai aproape de par, cum zicem noi. Mai aproape de bară. Numai să nu dai cu piciorul când dai eu cu furcoi, că te pot să împunge. Julieta s-a urcat pe scară, s-a urcat pe claie, a călcat fânul, s-a fi lovit un pic. Marin, eu mă duc acasă. Te urci tu? Trebuia să vii de partea asta. Nu mă urc eu sus, că eu car. Da, nu. Lasă-mă, pace. Da, nu, dar tu, lasă-fă tu, dar tu faci o treabă, eu fac cu altceva. O, ce-a făcut acolo? Tu ești cu mâncarea, eu scoate. Da, păi nu. Agricultura. Buu! Deci asta a fost din plin. Da, stai să sar un pic pe el, nu? Stai, mă, stai de iapte acolo. Hai. Nu, dar eu chiar nu mă urc, mi-e frică să mă urc. Hai, numai o tură, două și te cobor și tu. Tu auzi o tură, două, na. Evrica! Hai. Mai aprică de picioare. O postare că s-a murit acolo de bătă pânul. Asta l-a întâmplat mai fricos. Nu. Ține scară, că eu nu las scară să se toarcă. Uite, un metru în sus am făcut. Pauză. Tremur scara asta, eu nu pot să stau aici. Tremur, tu nu scara. Uite tu. Prinde-te de bară. Uite că el o mișcă, ia. Mă. Nu pot, eu nu stau, băi. Nu te lasa de scara. Vai.
Nu, 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 mă dau jos. Dar nu tu, că să mișcă scara, vin și vezi. Da, asta tu, că mai jos de fân, nu că caz. Nu pot, dă-te să mă dau jos. Dă-te, că mă duc, dar vrei să... Tu! Vinde de scara, nu te lăsa de ea. Ce la tu? Dumnezeu! Da, lasă-mă pat. Dar tu vrei să rup picioarele aici, să rămân fără ele, dă-mi pașii capului. Cu fânul e grav. Nu pot. Îmi place să mă urc și eu, îmi place să stau, să fac, dar nu pot să stau acolo sus, pe scară. Cad jos, îmi vine rău. Amețesc. Hai că se urcă Ticu pe claie la 79 de ani. Hai te urcă tine, Natalia. Urcă-te tu! E greu să fii bărbat. Tentații și din dreapta și din stânga. M-am îndrăgostit de tine, din prima. Eu sunt grijă de tine. Toată viața. E bine. Hai să vorbim despre poezie. Dar nu știu, frate, care-i treaba, de ce tot... Păi, cât vrei să vorbim, cam ce ai vrea să vorbim? Ce să vorbim? Mie să ne ce să vorbim? Asta vrei tu, sex de la o persoană. Păi du-te și caută în altă parte. Aici trebuie mână de femeie, nu de fiță. Hai, te urcă din etaj. Urcă-te tu. Hai. Da, da, el învăța să urce, dar păi eu nu pot. Dar uite, nici nu o să ține. Bravo. Super! Pot să merg acasă să stâmpă ajut pe mama soacră la mâncare, că eu nu mai pot, când tremur picioarea de așa, uite cum fac. Nu mi-a dus, las că rezolvăm. Nu. A, tu te ajut, da, eu rămân aici să ajut pe tata sucru. A, bine. Și dacă aș fi tiner, le-aș lua pe mândouă. Știi să-mi iei? Să ne chemai și cautăm, nu știu pe unde. A, să merg! Așa da. Spune, ca să da, merg. Da, să merg. Da. Uite casa direct acolo. Spor la treabă. Mulțumesc. Mulțumim. Pa, pa, pa. Departe de activitățile specifice unui gospodar, acasă la Ionuț, lumea se distrează. Piscină, piscină, răcoare, răcoare, trai din acolo. Dar parcă lipsește cineva. Ionela, unde o fi să-i vadă ea pe cei doi? Bună! Ce faci? Te aștept aici. Faptul că Ionela a venit peste noi în piscină, cred că a fost un pic de... Nu știu, oftică, invidie... Ciudă, posibil. Deși eu n-am făcut lucrurile astea, adică eu chiar i-am lăsat... Am suportat suficient, nu vrei să știi cât au stat împreună acolo în piștină. Te invit aici. Așa, continuă. Este șansa ta. Am o mie de cuvinte de spus. Dar să știi, vreau toată viața să stai așa în genunchi, că îmi place foarte mult. Mm-hmm. Mă arăstă aici. Mi se par trase de păr chestiile cu dragul meu, cu... Bine, dacă ea așa simte, felicitări. M-aș bucura ca ceea ce zice să fie real. Chiar m-aș bucura. Nu invidiez, nu mi-e ciudă, Doamne ferește, sau chestii de genul ăsta. Nu pot să fac lucruri de tandrețe. Ce simți tu să faci în momentul ăsta când mă vezi în fața ta? Dacă am fost doar noi doi... Băi, omule, nu te mai controla, fă ce simți! Eu m-am dus să mă schimb. Dar nici nu ne deranjează. De asta suntem aici, să ne cunoaștem. Și atunci eu le-am dat ocazia să se cunoască. Acum nu pot să cer, să zicem așa zise rivale, să fie ca mine. Nu pot. Și nici nu-mi doresc. Fiecare acționează după ce simte. Și ție ce-ți vine să faci acum? Mi-e zic să fiți pe brață? A, decât atât? Păi, da, decât atât. Pentru moment. Mm-hmm. Mai vreau să fac mult mai multe, dar... Ce te reține? Ce mă reține? Da. Să fii mai emotiv. Când e vorba de tine, nu pot să intru așa, nu vreau să... A, să înțeleg că dacă era colega mea, sărei direct, numai când e vorba de mine, ai o reținere. Nu știu dacă este vorba de ea sau nu. Mai întotdeauna trebuie să faci ce simți, nu să te gândești dacă este bine sau nu este bine. Dacă e sau nu este aiurea. Păi și eu îmi doresc să te sărut. Dacă eu aș vrea să te sărut și tu nu vrei. Mai simți aiurea. Adică vreau și un pic de la tine, adică să văd că și tu ți-ai dori așa să te apropii de mine.
Cred că dacă nu se revii, te bag cu capul în apă. O să-mi revii, cu siguranță. A fost un moment plăcut și asta a făcut că asta am simțit amândoi. Vreau să am grijă de tine. Toată viața. Ia toată viața. Hai să mergem. Nu te grăbi așa, că avem toată viața înainte. Păi eu tocmai asta te-am întrebat toată viața și tu nu erai foarte sigur. Cam de vreme să pot spune astfel de lucruri. Tu ai vrea să ai grijă de mine toată viața? De ce nu? De ce nu? Da sau nu? Da, așa. Felul. Cine vorbea? Ceea ce s-a întâmplat în piscină sper să fie adevărat și chiar să fi simțit ce a făcut el acolo în piscină. Eu am făcut-o de plăcere, că așa am vrut ce am făcut. În Cihei, Vasile nu are animale de companie, dar vițeii lui sunt atât de mici și de frumoși că te îndrăgostești instantaneu de ei. Și chiar dacă nu o faci, de mâncare tot trebuie să le dai. Adică asta vreau să fac și eu, da. Vrei să nu faci? Nu știu ce fac, da, asta aici vreau să fac. Aici e găleata pentru viței? Da. Mioara, vrei să încep tu prima? Începi? Da, vreau. Ia, știi ce trebuie să fac acum? Nu. Să-ți fac un pic de protecție, vrei? Da. Ia uite. Facem un pic de protecție. Sperăm să nu cadă. Eu ți arăt ce trebuie să faci, bine? Da. Vasile a pus accentul mai mult pe ea ca să o învețe, să o... Vezi, Doamne, să o introducă. Uite, punem laptele la vițel. Iei găleata. Da. Uite, te ajut eu prima dată. Ține găleata. Lasă tu, că asta nu e grea. Ține găleata. Vezi, ai grijă, dă-i la vițel. Să ai grijă că el o să o dea cu capul. Pentru asta ți-am pus prosopul. El și mă izbește și-mi vine un da, te izbește așa ușor, da. Ca să nu te stropească, știi? Ai văzut? Da. Uite cum mănâncă. Da, asta e chiar drăguț, da. E drăguț, așa e? Asta e un fel de simulator, știi cum se numește simularea? Sau cum se face simularea? Exact așa cum e aici. Asta e simulare la mamă. E simulare la mamă, da. Ușor, 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 ți-am zis. Păi, dar m-a luat prin surprindere. Ai văzut, te-a luat prin surprindere. Eu pentru asta te-am prevenit. Eu îmi dau silința, am tot interesul, deci nu sunt din aia, nu. Ăsta e lui Sava. Da, o lași pe Sava? Asta e am eu. Asta e am eu. Ia să vedem, Sava. Hai. Să ai grijă numai cât de cu cap. Știu. Știi? Da, ea le știe pe toate. Mama umida, fata asta. Familiarizată cu așa ceva. Mioara este cea care aruncă prima săgețile spre Sava. Vii tu întotdeauna, foaia, lasă-mă să fac în felul meu. Ia. Na, ia, bagă mâna, pune-te pe... bagă-te pe interes. Îți ia lucru din mână? Să nu o lași. Păi n-am lăsat, dar uite, până la urmă, știi, ea, da, eu nu, și până la urmă am cedat. Da, da. Aici trebuie mână de femeie, nu de fiță. În coarnele caprei, după muncă, muncă și iar muncă, se trece în sfârșit la muncă serioasă. Și nu vă spun mai mult, dar știți ce înseamnă pentru Bogdan seriozitate? Sau aflați acum. Hai să ne punem aici jos pe ele. Lângă oi? Ce au oile? Nu vreau să stau lângă ele. Dar de ce? Nici ele nu vor să stea lângă mine. Hai mă, că o să stea, dar sunt vieță, întâi cu tine. Măi, frate, știi de ce te-am chemat eu aici? Nu. Vreau să te întreb și așa. La petrecere te purtai super. Erai zâmbitoare, erai ok. Dar de când ai venit aici, te-ai schimbat? Total, adică... Cum? N-am zâmbit. Ba da, mă, dar degeaba zâmbești dacă te-am pus să mulgem. Făceai, mă. Ai mulți soaie, de ce ești rău acum? Ai mulți, dar adică... Dar că nu puteam să țin, era prea mare, mă dărâma pe acolo. Că nu așa ta, ți-e o fată lângă tine, nu așa o apropii față de tine. Nu prin muncă. Ce am făcut? Mă, când te-am văzut prima dată, am simțit așa, pentru că m-am îndrăgostit de tine, din prima. Pe bune, cu mâna pe inimă, să spun treaba asta. M-am îndrăgostit de tine.
din prima. Ei, când am ajuns în firmă și când ai început să te strâmbi, să faci chestii, mai multe... Era deșteptat, nu? Păi era, era de așteptat, dar acum te simt foarte... Parcă dacă ești lângă mine, te simt că ești la un kilometru. Încerc să... să mă dau, adică să o rezolv cumva, adică poate totuși... Avem aer curat, avem mâncare, bio. Și eu la mine acasă am aer curat. Ai mâncare, mâncare bio. Mă bucur, dar aici eu zic că mai ești pe mine. Eu acum ai venit și am vrut să te pun, să văd dacă vrei, cu adevărat. Și nu am vrut. Că dacă îți place de mine, eu zic, da. Mie dacă îmi place de tine, fac orice. Dacă eu, mie nu-mi face plăcere să fac un lucru, de ce să-l fac doar din iubire? De ce? Pur și simplu ar putea oamenii ăia să-și facă treaba și eu să stau foarte bine, să mă relaxez toată ziua, să mă plimb toată ziua, să ne plimbăm, iartă-mă, toată ziua amândoi. Și ce facem? O să ne mai certăm în continuare sau cadem la pace? Cadem la pace. Pace. E fiecare când suntem toți trei, se ivește o ceartă sau se ajunge undeva. Când a ales să meargă doar cu mine, a fost mult mai ok. Nu e corect. Eu n-am fost de acord cu chestia asta. Nu mi s-a părut ok să mă certez, deoarece eu nu am simțit lucrul acesta. Ar fi trebuit să simt și eu, să simțim amândoi, nu doar el. Și ce am făcut? Am făcut ceva rău? Dar poate vreau să te cunosc mai bine. Te-ai gândit la asta? Mă, da. Am făcut ceva rău? Spune-mi. Ce am făcut? Doar te-am pupat. Haideți la masă! Când nu știi adevărul, nici capul nu te doare. Departe de episodul erotic dintre Alex și Lily, Andreea este foarte încântată de talentele ei gastronomice. Ține-ai făcut bun! Șnițel, cartofi prăjiți și salată. American. Wow. Cum? Șnițel e tipic nemțesc, românesc. Cum ai zice? Surpriză, ce nemțesc surpriză ar fi fost cu carne de porc. Dar să fim serioși, cartofi prăjiți și șnițel aruncat într-un ulei. Orice student poate face. La mulți ani, sănătate. Sănătate. Când o să ne fie cel mai rău, așa să ne fie. Bine zis. Exact. Poftă bună, mulțumim, la fel. Andreea, ți-a plăcut? Sper să vă placă. Dar și cartofii și șnițelul. Eu sunt convins că e bună și salata. Care le-ai văzut în grădină? O să gust și o să vă spun dacă îmi place sau nu, să nu fiu răutăcioasă. Care? Oțetul ăsta e medicament. Deci oțetul ăsta noi îl folosim în tratamente. Te doare în gât, ai roșu în gât, ai probleme așa, noi... Sau în viete de slăbire. Prea mult oțet, da. Nu știu ce să spun despre gospodina din ea, să spun așa. Și eu mă consider o femeie care știe să gătească. Deci am pus ok? Din mere. Mie îmi se pare că am pus prea multă ulei. Oțet. Nu, este excelent. Mie mi-e place mult oțet, nu știu. Mie e ok. Acum mâncăm, nu ne tratăm gâtul sau ceva ca să punem în exces, dar e ok. Data viitoare am să văd cum faci tu salata, cum faci oțetul. Abia aștept să vă arăt și să vă demonstrez cum gătesc și că sunt mai bună. Andreea, degeaba te-ai plăcut de șnițele, că sunt excelente, știi. Las mult ulei, adică nu exagerat, dar bine încins. Prinde crusta, îl dai mai încet, ca să se pătrundă înăuntru. Eu nu pun prea mult ulei, că urmă știu, durează. Dar faci șnițele. Dar deci... eu am făcut cum fac acasă, știi? Și eu nu m-am așteptat la flacăra asta. Știu. Eu am altă faci șnițele, indiferent că pui ulei mult sau puțin, tot e prăjeală. Nu cred că este măsură ca ea să-mi dea mie sfaturi, pentru că eu am mai multă experiență decât ea la gătit. Prăjeală? Fiecare cum... Poate s-a obișnuit acolo în America cu fast food, cu mâncăruri de-astea rapide, mâncate pe fugă. Eu nu. Măi, aș vrea să vă certați pe mâncare, să faceți care mai... Nu ne certăm, că e păcat să ne certăm la mâncare. Nu, care faceți mâncare cea mai multă. Și cei mai câștigați o să fim noi, să știți. Eu și Panisandru. Dar cum trebuie să se îngrașe și el puțin mai mult? Păi el trebuie să se îngrașe, dar eu rămân nensurat. Andreea, cum facem? Mă ocup eu de dumneavoastră, aveți încredere în mine. Se rezolvă problema? Se rezolvă problema. Ok. Telefonul unde este? Telefonul este la mine în buzunar. E strâmpus.
în Buzău, după ce s-au distrat aproximativ toată ziua, Ionela, Ionuț și Claudia își amintesc că mai au și treabă de făcut. Cam târziu, totuși. Hai, și pe urmă terminăm. Trebuie să văd cum... Hai, dar tu... Păi aveți două perne, nu sunt patru perne. Cică, hai! Păi trebuie să văd, vă merge mâna, nu vă merge mâna. Eu zic că, în primul rând, cucerește-ne și după aia să vezi dacă... Bă, ce zbucă? Tu ai uitat că eu am fost măritată, pe bune. N-am uitat, stai liniște că n-am uitat. Am venit să văd dacă, într-adevăr, bărbații și-au mai schimbat modalitățile de a gândi. Da. Până în momentul de față, tot acolo bate. Hai! Vorbesc serios? Știi că s-a promis două? Deci mi-a prins-o pe asta. Am crezut că m-a anesteziat direct acolo, dar la așa ceva sigur nu mă așteptam. Ideea în sine a fost plăcută, dar m-a durut groaznic de tare. Eu nu mă ajut, sunt pictorul frumos. Draga mea, ai putea să nu ne mai întrerup. Dar eu eram cu spatele, n-am mers la spate, draga mea. De fiecare dată ai fost cu spatele. Auzi, dar să știi că... Mai mult ne întrerupe, mai mult intră repede între noi și spune ceva, are nevoie, o nevoie, are orice, numai să ne întrerupă, să nu ne lase singuri. Te-a răzbunat, domnișoara asistentă! Păi așa faceți? Lucrați în echipă? Da. Acum nu știu dacă era fericită că m-a răzbunat pe mine sau faptul că l-a atins pe el pe fund, dar ideea este că nu era cazul să mă răzbune, că mă descurc singură în orice situație. Mama. La moș de vacă. Aoleu. Vacă, hai să mergem să atâta, mergem. Trebuie să luăm, nu luăm nimic. Nu mai luați voi nimic, al măcar. Dacă o luat mama găleată, da apă? Da, pășcană. Cum le mulgem? Mm. Cum le mulgem, mama? Care nume? I-ai pus nume? Stai, Dăruța. Dăruța? Aha. Dăruța... Putem intra? Nu intrăm, mă, să scoare, stai că mi-e zic, pășe, nu poți să o mai legi, iau jos, mama. Ha? He! Dar de ce? Dar de ce trebuie să o legi? De cu picioarele. Ah, dar nu pot să ajut? Nu. Nu? Nu mă bag. Nu te baga că... Nu știi, tata. Nu te cunoște. Și dacă... Ah, da. Să spărie mai tare, dacă nu știe. Să poate să spărie și după aia nu-i bine. Și coada eu legi? Da. Și când dă cu ea peste cap. Ioi, da. Cât are, patru? Da. A cât e vrei? Dar nu știu, am întrebat. Păi câini au mai multe. A, bine, eu nu știu dacă am, eu cred că acum văd prima, sau poate i-am mai văzut în copilărie și fiind pe undeva, nu știu, dar... Sau în filme. Sigur că ți obosește mâna. Trebuie să tragi de acolo, așa? Să ți-ai așa strâns, așa. Ca să poată scurg laptele. Dacă nu strângi, nu ia și laptele. Nu, o doare. E cum să o doare? Păi întreb și eu. Că o strângi pe tare, nu? Se pară fete cum să cade. Amândouă. În mai aia la altă, mai mică, e mai bună de gură, țără, ca aia la altă. Și dacă se umple la, ce facem cu el? Eu te aici. Dar ia, era și apa acolo. Nu, aruncați apă tu. Eu am aruncat apa. Acum, poate o fi și o țără mai trecută ca aia la altă și de-aia e mai bună de gură. Da. Acum am niroșa vacă. Da. Bye bye. A fost... Acum trebuie să facem duș. Mm-hmm. Vezi cum dă din picior. Da, că-i... Are ia goanjele ei la cap. Norodă. A fost mirosul ăla puternic de baligăr și ăsta, că la un moment dat am simțit că mă nechi. Mm-hmm. De că-i vine. Nu mai suport mirosul, eu am astfel. Și mirosul prea tare mă atacă la... Nu m-am gândit că mă afectează, nu. Eu am vrut să stau până la finalizarea mursului, dar n-am reușit. Dar și atunci o trebuie să ies, să mă duc în casă, să-mi iau ce trebuie să-mi iau. Poți să te ridici? Păi, dar ți-a amurțit acolo piciorul. A, pe cam amurt picioarele, dă-le în focul lor. A, plânge că i-a luat laptele, na. Las că îți aduc înapoi. Lasă găleata cia. Stai că ți-o aduc, stai să duc cana. Nu ai cu găleata cu laptele aici, ia ți-l dus în casă. E la animale așa, ui.
De multe ori îți mai și vomiți aici, dar trebuie să... Asta trebuie să faci. Dacă ai intrat aici, în jocul ăsta, doar pentru sex... Am zis treaba asta? Păi hai să vorbim despre poezie. Dar nu știu, frate, care-i treaba, de ce tot... Păi ce c***ați vrei să vorbim? Cam ce ai vrea să vorbim? Ce să vorbim? Ne să ne... Ce să vorbim? Asta vrei tu, sex de la o persoană. Păi du-te și caută p***a în altă parte. În Suceava, ce ochii Andrei nu au văzut, inima o fi simțit. Iar Alex, ca un gentleman, acționează în consecință. Nu știu, nu sunt a treia roată. Nu ești a treia roată în conță. Am găsit mă rog cu tine și pămânia asta aici. Păi și? Știi. Îți supere? Nu stai seama. Adică când ești cu una, te gândești oare cealaltă ce părere are. Acum să fim deschiși. Hai să ne potăm. Ce n-ai bun? Ești mult. Stai așa să nu facem călăcii. Așa să deschide șampoane cum trebuie. Da, e o picătură de șampanie cu paharul. Mă aprecia surpriza, dar nu am văzut o reacție deosebită din partea ei. Hai. Am simțit puțină chimie, pentru că vorbim cam foarte mult împreună noi doi. E greu să fii bărbat. Tentații și din dreapta și din stânga. Doar nu sunt făcut din fier. Sunt și eu un om. La Vasile nu-i Vasile, dar sunt Sava și Mioara. Și credeți-mă, e destul. Prea destul. Mă gândeam să mă punem să facem mămăliga, nu? Să hai punem... să facem! Dacă începe să fie iarba apa, încep să pun mălaie așa, să ne ploaie, nu? Nu? Da. Așa se face? Da. Adică cum se face în zona voastră, să văd dacă se face ca în zona noastră? I-am spus, pune apă, pune sare, pune la fiert, lasă să fiarbă apa și după aia să pui făină. Lasă să fiarbă. Dar uite tu că fierbe, cum? Da, lasă-o să fiarbă. Ai pus sare? Am pus. Și cred că am pus cam multă, dar e bună. Sava iar a profitat din moment să fac mămăligă. Eu știu să fac mămăligă. Nu o fac în felul meu. Dar lasă-o să fiarbă. Nu o trage de pe foc. Păi, dar mă ard tu. Nu te arzi. Lasă codă și mestec așa în liniștită. Tu știi ce mi-ai fi în stare să faci? Ce? Să te arzi, numai să-mi demonstrezi mie cât ești de grozav. Nu, dar nu, Vasile, nu e aici. Dar nu mă interesează dacă vine Vasile că face, dar tu trebuie să faci. Dar eu fac, nu știu. Ești mămăliga cu cocoloșă. Ei, băi, înseamnă că sunt drăguță, înseamnă că sunt cum vreau eu. Da. Mămăliga când se face, mămăliga se ei, face ca lumea. Ei, să vezi că Vasile o să-i placă, că el din politețe o să tacă bine, și o să-ți bine, draga mea, dacă crezi tu că așa o să-i placă, e problema ta. Mioara, tot timpul că și ea știe să facă mămăliga, în fondul fondului nu știu să facă. O răstorn tu sau mi-o dai mie? Fată, da. Nu-i Vasile aici, uite, Vasile, no, bine, Vasile. Lasă, trebuie să-i aracazul și repede pune pe farfurie. Yes! Na, ai văzut? Am văzut, ei, draga mea. Eu, în mintea mea, Mioara, eu cred că face pentru interes. Eu n-am nici de pierdut, nici de câștigat. Asta sunt, asta mă cheamă. Poate n-a fost ziua aia cea mai bună astăzi să-mi pun calitățile în valoare, da, dar mai sunt zile și... nu știu. Doamne ajută! Vasile, ce-a durat atât de Vasile, că te auzeam că tu trebuie lui ai mai de mult.
Bună seara, fetelor. Te-am luat așa de prima. Am avut treabă. Spuneți-mi voi mie ce ați făcut acum. Eu am fost ocupat un pic, am fost după animale, am făcut un duș. Hai ca să mâncăm. S-a răcit și mămăliga. Am văzut că ați făcut, mămăliga cu brânză, dar știți ce nu știți voi despre mine? Că nu știm. Eu așa ceva mănânc cu zahăr. Serios? Da, vă dați seama. El a mâncat brânză cu mămăligă și a făcut un pat din mămăligă și a pus brânză și zahăr. Așa ceva, așa combinații n-am văzut. Draga mea, dacă, te-ai scăpat la sare. Dacă vrei... Băi, mie îmi place, e perfectă. Crede-mă, e pe gustul meu, eu așa mănânc. Știți ce se va întâmpla? A, nici n-am mai apucat să vă întreb. Cine a preparat mămăligă? E ghici. Mă lăsați să ghicesc? Da. Păi numai din două... Păi ia, vezi, că ți-a spus Saba. Deja ți-a spus Saba cine. Eu n-am spus nimic, fată. Ba nu, draga mea, te-ai scăpat la sare. Ce înseamnă asta? Mi-a dat un indiciu. Mă, dar mie așa îmi place, deci eu cred că mai trebuia un pic. Dar eu ți-am spus că ți-ai scăpat la sare pentru că e sărată. Am apreciat că Vasile, cu toate că măliga de stres, era potroace, frate, nu altceva. Dar el... Și a pus zahăr, a ieșit zahăr cu sare, o combinație ciudată, dar el, vai, dar ce bună, dar ce bună asta a vrut el, de fapt, să fie. Am aruncat afară după aia mămăliga la cuțu, n-am mâncat-o, că asta este. Dar măi, eu așa mănânc, ai ceva cu mine? A, nu, dragă, păi, dar eu așa, eu mai vreau uite. Sare, poți să mai aduci un pic de sare? Da, sigur, da uite, chiar eu mai pun un pic de sare, că nu e sărată, să știi. Sunt tânără și îmi permite bârsta ca să mai mănânc sărat, încă. Acum combinația mea mă ajută pe mine, adică o ajută și pe Mioara. Știi de ce? De ce? Pentru că dacă am pus zahăr, atunci nu se mai simte gustul sărat. Dar știi ce se întâmplă? Ea din gustul acela, da, îl preia zahărul. Da, mulțumesc, ești un drăguț. Ai văzut cum știu să te scot din situații critice? Da, m-ai scos toată ziua și am apreciat, să știi. Foarte, foarte tare m-am supărat când o găsi Vasile o soluție și o scos-o imediat. Mămăliga, chiar dacă e sărată, el tot o mănâncă și o pus zahăr. Știu că se mănâncă mămăligă cu zahăr, dar și cu brânză. Asta n-am. Și aici m-a deranjat enorm, enorm. Ca să-și mai spele din păcatele de peste zi, dar și de la petrecere, Bogdan încearcă să-și îndulcească fetele cu ceva bun, bio. Ce faci, Bogdan? O băcaci, mămăliga, și un berbecu ăsta, ce-a un. Ai nevoie de ajutor? Putea să faci o salată. Să faci un salat. Mi se pare mie sau tu ești puțin supărat? Puțin îngândurat. Păi, ce s-a întâmplat? Ei, na, ce se întâmplă? Faza cu... Faza cu? Hai că am uitat cum o cheamă asta. Cu Florin? Adică tu ai mai făcut ceva, dar ea nici nu s-a apucat să dea să scoată din valiză ce-o avut. Și ai vorbit cu ea lucrurile astea? Păi am vorbit și tot e în regulă, tot e ok. Nu știu, chiar nu pot să-mi dau seama ce se întâmplă. Când am fost la petrecere, da? A fost... Adică era cea mai ok. Adică o simțeam că o cunosc de un an de zile. Păi, cum vine asta? O simțeai că o cunosc de un an de zile și m-ai sărutat pe mine? Hai că ești culmea. Nu știu, aici... Nu te știi ce vrei nici tu. Ne mai zis o dată că cu sărutul, așa, dar totuși... Da, da, hai să nu s-am baltă, dă-mi acolo de sărut. Dar chiar nu ți-a plăcut, sincer? Ba da, mi-a plăcut, n-am zis că păi, nu mi-a plăcut. Păi și dacă ți-a plăcut, acum ce? Asta este. Dar ăla a fost cam singurul moment în care eu am avut puțin atenție de la tine. Atât. La petrecere mi-a plăcut foarte mult. M-a încântat ideea de a-l cunoaște pe Bogdan, de a veni aici pentru Bogdan, de a-l cuceri pe Bogdan, de a avea o altfel de relație. De o altfel de relație, un altfel început de relație. Păi, o să încerc să... Stai puțin. O să încerci? Bă, stai mă puțin, dar doar sunteți amândouă egale, frate. O să încerc să... Păi tocmai asta. Ar trebui să fim amândouă egale. Eu, dacă tot am deschis subiectul, vreau să explic de ce nu i-am dat nicio mică atenție, pentru că faza a fost pentru că ea se simțea foarte bine. Era cea mai ok de aici, din firmă. Față de Flori. Flori era... Parcă era bătută cum pare, adică nu plângea. Orice discuție, orice pas, orice mișcare, orice, și vorbesc despre orice, se ajunge la Flori. Apropo, ești geloasă? Da, e posibil să fiu și geloasă. Atâta timp cât eu nu simt nimic din partea ta. Tot, frate! Păi despre ce, Doamne, iartă, mă vrei să scriu, să te întreb, cum să face salata? Ei,
parcă aș fi la Mihai Eminescu, aș scriu romane, și cu... Păi hai să vorbim despre poezie. Dar nu știu, frate, care e treaba, de ce tot... Păi ce vrei să vorbim, cam ce ai vrea să vorbim? Ce să vorbim? Ne să ne p***im, ce să vorbim? Asta vrei tu, da. Sex de la o persoană, păi du-te și caută în altă parte. Mă faci, dacă doar asta îți dorești și de asta ai venit. Cu figurile astea. Eu nu cred că Alina este sensibilă. Problema e că eu am venit să mă ajute să gătesc și după aia am început o discuție despre Flori, niște discuții care m-au enervat foarte, foarte, foarte tare. Poate dacă eram doar eu în discuția aia, nu mă deranjat așa tare. Dacă ai intrat aici, în jocul ăsta, doar pentru sex... Am zis treaba asta? Ai greșit persoana. Mă, am zis treaba păi asta? Păi asta, eu încerc să vorbesc cu tine despre noi doi. Hai să vorbim. Despre ce dracu ar putea să întâmple între noi doi sau nu. Mă, hai să ne liniștim. Și bufnești și trăznești. Hai să ne liniștim, să lăsăm totul. Și Ioana și Loredana să vorbim despre... Ce dracu caută Ioana și Loredana în discuția noastră? Hai să vorbim de noi doi și atât. Cred că cel mai bine e așa. Suica asta la muier nu-i bună. Strică mintea. Hai să facem rapid. Dar fă, nu mai vorbi. Tu mai mult încerci în loc să faci. Pirai, mă, noi nu ne înțelegem. Atât ai așteptat să-i pui mâinile pe fund. Îți place muțâichile și fuțâichile. Da, uite ce-am primit. Ai, ce frumos. Tot 1-0 eu. Zici ce ai făcut aseară? Am stat jos pe cojoc și am discutat. Am încercat să... Dă-o cu ea să... Deci pe bune am dormit cu căștile în urechi. S-a întâmplat și altceva? Mă jur! Am fost nevoit să mă odinez mai bine într-un pat și n-am vrut să mă odinez pe canatea. Bogdan, ai grijă!